Bună, Ethan! Bună, micuțule Ethan! Vă distrați jucând fotbal? Yahoo! Minunat! Bun șut, Ethan! Yahoo! Ești acum în avantaj! Foarte bine, micuțule Ethan! Acum aveți fiecare cât un gol! La ce te gândești, Ethan? Te întreb cumva cam câte goluri ați înscrie dacă ați juca amândoi în aceeași echipă? Păi, hai să aflăm! Minunată idee! Puteți să folosiți ambele mingi! Acum, hai să-mi arătați cum înscrieți goluri! A fost un bun șut, Ethan! Deci, prima dată am înscris un gol și după asta, micuțul Ethan a înscris la fel un gol! Micuțule Ethan, e timpul să ne arăți cum ai făcut asta! A fost un gol extraordinar, micuțule Ethan! Și uite, acum putem număra câte goluri ați înscris fiecare! Hai să începem! 1 2. Aveți dreptate! Împreună ați înscris 2 goluri! 3. Trebuie să aștepți până când e toată lumea gata! Și acum vreți să aflați cam câte mingi sunt acolo? Ok, băieți! Hai să le numărăm încă o dată! 1 2 Aveți dreptate! Ce vine după 2? După 2 vine 3! Hai să vedem dacă puteți să răspundeți la o întrebare. Avem 3 mingi, așa e? Apoi dăm una deoparte. Câte mingi avem acum? 1 2 Aveți dreptate! Foarte bine, băieți! Hai să repetăm! 1 și am adus încă una, așa că am făcut 2 Ai dreptate, micuțule Ethan! 1 plus 1 fac 2. Și apoi Ethan a mai înscris încă o dată, corect? Și atunci câte avem? Ai dreptate, Ethan! Avem 3 goluri marcate! 2 goluri plus un gol egal 3 goluri. Ok, băieți, hai să ne întoarcem la joc. Foarte bine pentru ziua de astăzi. Bună, Ethan și micuțule Ethan. Este un brad de Crăciun. Ce drăguț. Ia uite, hai să-l decorăm. Ornamente de Crăciun. Ceva clasic, nu-i așa, Ethan? Ai dreptate, micuțule Ethan! Acum este rândul tău. Ce ai vrea să pui în brăduleț? Micuțule Ethan, s-ar putea ca asta să fie prea mare pentru brad. Poți să te gândești la altceva? Bomboane, nu? Asta este perfect pentru bradul nostru, micuțule Ethan. E minunat, micuțule Ethan. Bomboane! Ethan, se pare că mai ai ceva pe pat. Este tot pentru brad? Instalație electrică! E minunat! Micuțule Ethan, ce vrei să faci? Micuțule Ethan, tu chiar iubești dulciurile! Este atât de drăguț! Ați terminat acum cu brăduțul de Crăciun? Nu? Dar ce lipsește atunci? O stea! Bineînțeles! Uite, băieți! Se întunecă! Acum putem să vedem luminițele mult mai bine! Este un brad de Crăciun minunat, băieți!
mami! Mami, mama! Oho, Crăciun fericit și vouă! La revedere, Ethan și micuțul Ethan! La revedere tuturor! Bună, Ethan și micuțule Ethan! Ce faceți astăzi? Am nivel mă, oara! Mami, da, mama! Oh, vreți să vă întreceți pe deal? Vreți să vă dau eu startul? Ah. În regulă, pe locuri! Fiți gata? Start! Opriți-vă, băieți! Ethan, nu poți să intri așa în ceilalți concurenți. Poate fi periculos. Ok, ești iertat. Acum, hai înapoi. Mami, mama. Ok, pe locuri. Fiți gata, start! Micuțule Ethan, tu ai luat-o pe scurtătură. Oprește-te puțin și așteaptă-l și pe Ethan să vină. Pregătește-te, micuțule Ethan! Start! Băieți, luați-o mai încet! Așadar, amândoi credeți că veți câștiga, dar ați uitat ce este mai important într-un sport? Nu, nu este cine este câștigător. E vorba să fii un bun sportiv. Adică să fii ok cu ceilalți competitori și să vă distrați. Minunat! Acum, de ce nu mergeți voi acasă să vedeți dacă Moș Crăciun v-a adus cadouri de Crăciun? Oh, Crăciun fericit și vouă, băieți! Ne vedem data viitoare! Bună, Ethan! Ce faci astăzi? Yahoo! Ai vrea să învățăm culorile și să spargem câteva baloane, Ethan? Minunat! Atunci să începem! Verde! Bună treabă, Ethan! Galben! Minunat, Ethan! Roșu! Nicio problemă, Ethan! Poți să încerci din nou! Minunat, Ethan! Albastru! Foarte drăguț, Ethan! Foarte bine, Ethan!
Ai învățat atât de multe culori astăzi? Ai vrea să recapitulăm? Verde, galben, roșu, albastru. Ne vedem în curând, prieteni! Bună, Ethan! Bună, micuțule Ethan! Pălăriuțele voastre sunt impresionante! Sunt pentru Halloween? Deci, ce ați plănuit pentru diseară? Sunt o grămadă de distracții pe care le-am putea încerca. Ce ați zice să ne dăm în roata uriașă? Sau poate în roller coaster? Sau, că tot este Halloween-ul, ce ați zice să mergem în trenul fantomă? Știam eu! Trenul fantomă sună atrăgător! Haide, micuțule Ethan! Nu ai de ce să te temi! Ne vom distra așa de tare! Minunat! Nu vei regreta! Sunteți gata pentru trenul fantomă, băieți? Hai să pornim! Yuhu! Nu te speria, micuțule Ethan! N-o să rămâi deloc singur! Gata, am pornit! Oh, este un câmp plin de dovleci! Ai văzut, micuțule Ethan? Nu ai de ce să te temi! Oh, nu! Trei dovleci lanternă! Poate nu ne lasă să trecem, dar uite, unul dintre ei pare că are ceva diferit! Știi care este? Exact, micuțule Ethan! Acesta poartă un papion! Ți-am spus că o să fie super distractiv, micuțule Ethan. Oh, un cimitir foarte înfricoșător. Ușa este închisă. Cum credeți că o să trecem acum? Oh, cred că am trezit niște fantome, băieți. Ar trebui să le găsim dacă vrem să ieșim de aici din cimitir. Vezi vreuna, micuțule Ethan? Acolo, iată o fantomă! Și uite-o și pe a doua! Micuțule Ethan, nu știi unde este ultima fantomă? Ha-ha, uite-o aici! Hei, până la urmă sunt foarte drăguțe și ele! Vă iubiți trenul fantomă, micuțule Ethan? Ultima oprire, băieți! Trebuie să explorăm acest conac bântuit! Atenție! Nu suntem singuri în acest conac! Ce aventură! Ce s-a întâmplat, micuțule Ethan? Ai vrea să mai mergem o dată cu trenul fantomă? În cazul ăsta, haideți să mergem! Dar tu, Ethan, ce zici? Oh, vrei să te odihnești, am înțeles! Halloween fericit, prieteni! Ne vedem în curând! Yahoo!